Aurel Ghidionescu, tatăl gemenelor înecate la naștere, a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii îl acuză pe bărbat de comiterea infracțiunii de omor. Vestea a căzut ca o secure în comunitatea romilor de pe strada Tecuci, în mijlocul căreia trăia familia Ghidionescu. Îmi pare rău, s-a distrus o familie. S-a distrus o familie, acum Dumnezeu să mă ierte și cei care mă aud, poate mă condamnă. Totul s-a întâmplat din cauza sărăciei. Mă repet, oamenii ăștia erau o familie care se iubeau, își iubeau copiii, erau săraci, erau necăjiți, dar niciodată n-am văzut să-i bată, nu i-a maltratat, nu i-a înjurat, mergeau la școală, erau educați. Îmi pare tare rău, s-a distrus o familie într-o secundă, parcă nici nu a existat. Ea era o femeie cu școală, era o femeie care respecta, era o femeie deșteaptă, era o femeie care comunica cu copiii. Chiar îmi pare rău de ea, nici nu m-am așteptat la așa ceva. El a ținut foarte mult la soția lui. Foarte mult. Foarte mult pentru copii și pentru familie. Muncea și zi și noapte. Ducea alea. Poate erau zile care el nici nu mânca. Să aducă la copii. Foarte rău că poate copii, să spun așa, cine știe ce s-a întâmplat cu ea? Ea într-adevăr avea o depresie făcută mai înainte de naștere. Dar chiar eu am stat de vorbă cu ea și am văzut că ea era cam dus un pic cu capul. După cuvintele ei. Dar el era un om din nu pot, nici n-am cuvinte. Nu v-ați aștepta să-l rețină? Nu m-am așteptat pentru că vă spun drept. Eu nu cred că copiii ăia sunt. Poate a făcut ea o depresie după ce a născut. Ceilalți 6 copii sunt în grija rudelor.